Un anunț din lumea medicală aduce speranță întregii omeniri, oamenilor de știință și tuturor celor care sunt infectați cu HIV. Un al șaselea pacient a intrat în remisie după un tratament de măduvă osoasă. Și deși vorbim de aceeași metodă de tratament, știm despre acest caz că este unul absolut unic. De ce, mai exact, ce-l face atât de particular, îți explică colega mea Mihaela Chircă. Pentru a combate aceste boli, transplantul de măduvă osoasă pe care l-au primit a constat în celule stem cu o mutație rară dintr-o genă numită CCR5-Delta-32. Este o mutație genetică cunoscută că împiedică HIV să pătrundă în celulele corpului. Problema este însă că mai puțin de 1% din populația generală poartă această mutație protectoare și nu toate sunt compatibile pentru donarea de măduvă osoasă. În acest al șaselea caz, nu a fost nevoie de această mutație rară, așa cum a fost în primele 5 cazuri. Practic, în timpul unui transplant de măduvă osoasă, celulele imune ale pacientului sunt complet înlocuite cu cele ale donatorului, ceea ce face posibilă eliminarea unei mari cantități a celulelor infectate. Chiar dacă vorbesc despre remisie, oamenii de știință subliniază că virusul poate persista în continuare în corpul pacientului și, de asemenea, transplantul de măduvă osoasă este o operație foarte complexă și riscantă, la care nu pot spera toți cei care sunt purtătorii acestui virus. Efectele secundare pot fi extrem de grave, spune Societatea Canadiană de Cancer. Riscul de infectare cu orice fel de virus este foarte mare, deoarece numărul de globule albe, care joacă un rol cheie în apărarea sistemului imunitar, este foarte scăzut după un astfel de transplant și tocmai de aceea nu se încearcă foarte des această măsură de înlăturare a virusului.